n-a gherăit pe nimeni, nu a urlat. Nu știu dacă de la Alzheimer sau de la dislexie. Feliz Navidad! Feliz Navidad! Stați așa! Stați așa! Stați așa că mă ia YouTube-ul! Așa, stați să rezolvăm și problema asta. Well, hello! Ok, mor. Mă transform și mor în același. Hello, 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 pretty faces, ce faceți? Da, astăzi a fost o zi cu de toate. Stați să iau gură că am nevoie de energie, că altfel mor. Bun. Acum, punem ventilatorul de la laptop, băgăm beauty blenderul la locul lui și hai să povestim. Salutare! Suntem eu în data de 23 decembrie, în ziua magică de 23 decembrie. Voi sunteți în ziua de Crăciun și vă pup și vă iubesc și vă doresc Crăciun fericit, să aveți un Crăciun absolut fabulos, să aveți parte de tot ce mai frumos pe lumea asta. Sper că a venit moșul la voi, sper că v-a adus numai cadouri frumoase și tot ce v-ați dorit voi și sper că sunteți alături de cei dragi, înconjurați de multă lumină și dragoste și... Vă mulțumesc din suflet că ați fost cu mine pe parcursul vlogmasului, dar cu mulțumirile pentru vlogmas o să ținem altă dată. Ideea este că eu am avut astăzi o zi în aia cu de toate. Este 4:30 și acum pot să mă apuc și eu în sfârșit de vlog. Pentru că astăzi a fost o zi efectiv cu de toate ca la carte. Dacă auziți ceva pe fundal, este Jimmy care strănută. Ajunge așa. În primul rând, astăzi am avut o situație de care v-am povestit, nu mai intru în ea. Așa, de la situația aia am fugit la veterinar. A trebuit să fug la veterinar cu Jimmy pentru că era rău. Și până la urmă ne-am dus la veterinar. Jimmy are roșu în gât, a răcit și strănut. De aia face așa, strănut. I-a făcut 4 injecții. 4 injecții. A fost un băiat foarte cu minte. Foarte, foarte cu minte, n-a gherăit pe nimeni, nu a urlat, n-a făcut urât, cum văd eu pe TikTok și pe Instagram, văd niște pisici la isterice pe la veterinar, nu. Jimmy este un copil absolutamente exemplar la veterinar, nu urlă, nu face urât, nu țipă, nu zgârie, nu încearcă să se ascundă, l-am avut în păturică, l-am ținut eu în brațe și l-am ținut numai în păturică și am stat cu el. Și cred că mâine o să mă doară mâinile de la asta. Și am alergat de colo-colo, efectiv, tehnic vorbind, nu s-au întâmplat foarte multe lucruri, dar practic, mintea mea a alergat cu 1.000.000 de kilometri pe oră și sunt obosită. Și acum mi-am adus aminte că aveam aici niște mascara. Hello, super, stați să o șterg. Așa, problem solved. Mi-am adus aminte că aveam mascara aici, a trebuit să clipesc de urgență când mă dădeam cu mascara și... m-am mânjit puțin. Bun, revenim. Da, deci am alergat cu 1.000.000 de kilometri pe oră, în mintea mea cel puțin, și sunt mega obosită. Am încercat să trag un pui de somn lângă Jimmy și lângă Woody. Nu prea mi-a ieșit, așa că mi-am făcut un duș, m-am pregătit și astăzi voi filma pentru că vreau să pun vlog până pe 26. Așa. O să avem vlog până pe 26 și ca să avem vlog până pe 26, vlogul de astăzi îl pun în ziua de Crăciun. Vlogul pentru asta, pentru 24 trebuie să filmez acum, iar pentru 26 o să filmez pe 24. Ați înțeles ceva? Nimic, nu? Cred. V-am zăpăcit. Da. Sunt împrăștiată, v-am zis, sunt plecată cu sorcova. Sunt tare fericită că am ajuns până aici în imersul ăsta pentru că am avut emoții, având în vedere antecedentele mele și având în vedere faptul că se întâmplă. Eu îmi planificasem multe, aveam ieșiri la spectacole, deci a fost un nicmăs cu de toate, literalmente cu de toate, de la anulări, de la probleme, de la filmat și refilmat, nici nu vă aveți idee. Deci am filmat și am refilmat anumite clipuri, cred că au fost clipuri pe care le-am filmat și le-am refilmat de 3 ori.
Da, nu știți, nu, că nu văd, eu nu sunt, încerc să nu fiu genul ăla de vlogger care, vai cât muncesc eu, vai cât muncesc eu, nu sunt genul ăla și încerc pe cât posibil să nu fiu genul ăla și încerc să nu mă lamentez foarte tare de problemele din umbră, dar literalmente, acum, de asta mi-am luat asta fata cu mine, pentru că efectiv simțeam că nu mai am energie, știți? Simțeam că trebuie să storc un pic de energie din unghiile, de la picioare, ca să aduc în sus, așa, în corp. Pentru că am ajuns la stadiul ăla de oboseală din cauza micmăsului, deși îmi place, adică nu mă obligă nimeni să fac chestia asta, hai să ne înțelegem. Nu mă obligă nimeni să fac treaba asta, dacă nu mi-ar plăcea, n-aș face-o, dar se adună în timp, că nu ai numai asta de făcut într-o viață și mai trebuie să faci alte lucruri și mai trebuie să te ocupi și de alte, deși mintea ta nu stă tot timpul acolo la filmat și trebuie să le faci cumva să fie cât de cât interactiv. Deși am senzația că în micmăsul ăsta am stat mai mult și am vorbit cu voi, așa, a fost mai mult o serie de TikTok-uri și să-mi spuneți dacă e așa sau nu, o să mă uit și eu când o să termin și o să mă liniștesc așa după prin ianuarie, când o să întreagă faza asta cu micmăsul, am să recapitulez, să văd ce Dumnezeu am postat, că acum dacă mă întrebați habar n-am. Și să-mi dau seama dacă au fost numai TikTok-uri sau nu. Pentru că mintea mea cam așa e. Ideea este că sunt multe chestii de culise pe care nu le știți. Am avut spectacole, am vrut să merg la niște spectacole, s-au anulat, sau, mă rog, nu, s-au anulat ele, s-au anulat ideea mea de a... V-am zis că mă transform. Ideea mea de a merge sau planurile mele s-au dat peste cap. Ce am mai avut? Am mai avut... De la Jimmy bolnav, de la multe lucruri neprevăzute, de la mormântări, până la mormântări am avut. Da? Deci am avut de toate nicmăsul ăsta, o să rămână oricum de poveste și sper că ați rezistat și că v-a plăcut. Din reacțiile voastre îmi dau seama că v-a plăcut și am tendința să născucesc niște idei așa pentru la anul. De acum, pentru la anul. Oricum, deja am intrat în faza în care eu planific luna ianuarie. Și asta e problema iarăși cu mintea mea, că sunt împărțită pe două planuri. Că nu pot să stau foarte mult în prezent, că deja mă duc la ce am de făcut în ianuarie, știți? Și e cumva obositor. Dar în același timp, repet, nu mă obligă nimeni, nu mă pune nimeni, este pur și simplu faptul că vreau eu, după cum vedeți, astăzi cărarea mea a vrut într-o parte, n-a mai vrut pe mijloc, nu, deci astăzi a cedat nervos și am lăsat-o pentru că așa nu mai pot. Și cum ziceam, acum să filmez pentru mâine și cred că după o să fie așa o zi de relaxare. Sau, mă rog, câteva ore de la relaxare, mâine la fel zi de relaxare și până, cred că, de anul nou o țin numai în relaxare, că am nevoie. Efectiv, de când a început nicmăsul, mă trezesc în fiecare dimineață la 4 sau la 5. Iarăși, lucru pe care nu vi l-am zis neapărat, dar sunt situații și este necesar să mă trezesc la 4 sau la 5. So, da, mi-a ajuns. Dar e bine, e bine. Mă bucur că am ajuns în punctul ăsta. Vă mulțumesc din suflet că sunteți aici cu mine. Vă mulțumesc că m-ați suportat, că v-ați uitat la mine și că sunteți o familie caldă și frumoasă, pentru că ideea vă și spun de multe ori Nick Family, pentru că vă simt ca familia mea și vă simt că suntem acolo așa un grup unit și pentru mine asta e cel mai important, că de asta fac de fapt treaba asta, pentru că vă simt aproape și vă simt așa, că sunteți niște persoane calde și foarte dulci și foarte drăguțe și e exact de ce am eu nevoie. Și mai ales acum de sărbători, e bine să fim în familie, zic eu, nu? Bun, hai să mă apuc să filmez, că altfel o să mi se închidă ochii de somn. Deci vă spun că mi-este foarte somn, dar nu dorm, adică nu reușesc să adorm, că am încercat, m-am spus să am încercat să adorm, dar bine, e și strănutici ăsta care într-una strănută, Doamne, că nu mai termină cu strănutatul și e și strănutici care, cum mă ia somnul, cum... Tân! Mă trezește și place să stea și lângă mine, sărăcuțul. Mi-e milă de el. Da, doctorul a zis că nu trebuie să-i dau nici nimic, adică i-a făcut injecțiile alea. Mi-a dat niște picături, un sirop, practic, pe care să-l dau la toți, nu numai lui, ca să le crească imunitatea. Și, da, în rest nu e nimic grav așa. Are roșu în gât. Băiat mare cu roșu în gât. Doamne.
Giminosu? Ce faci tu, giminosu meu? Ce face tu, puiul meu? Ia povestește tu lumii întregi ce-a păcit băiatul meu. Ce-a păcit tu, puiul meu, frumos și scump și dac? Ce-a păcit tu, negroteiul meu? Ce-a păcit tăciunele lui mami cu ochii verzi? Ce s-a întâmplat, puiul meu? A făcut 4 injecții, 4 mi-a făcut și eu am fost un băiat tare cu minte și nici n-am țipat. Și el mi-a făcut 4 injecții și mi-a mai dat și niște chestii să mi le bage mami pe gât. Și nu-mi pațe deloc. Și mami o lea și mi le dă. Dar ne facem bine noi. O să ne facem bine și o să ne treacă răceala. Cine să fie vesel. Da, mă rog că nu o sunai bine. Asta e starea lui generală. Mă rog că nici morocănesc. Și când nu e bolnav, dară mi de acum. Ia molocănoiul, mamă, cel mai molocănoasă, cel mai morocănoasă ființă. Oh, Doamne, da, ești frumos. Ai noroc tu că ești frumos. Nu prea se vede pe cameră, dar vă spun eu că e frumos. Ați așa că am o idee, că am fost afară să dau la căței să mănânce și am ieșit prin bucătărie și mi-am adus aminte că astăzi am vrut să testăm piftia mea. Care e piftia mea? Vreau să demonstrez lumii că este foarte țeavănă, dar s-ar putea să încadă tot piperul și boiaua de pe ea. Pentru că, da, așa arată piftia mea. Așa arată piftia mea pentru că i-am pus boia, piper și un pic de sare deasupra, pentru că așa se mănâncă piftia, în caz că nu știați. Și după cum vedeți, este foarte țeapănă, fără gelatină din exterior adăugată. Deci este bună. Asta este o variantă mică pe care mi-a rămas pe delături. Așa acum... trebuie să vedem dacă este și bună. Fanta și piftie, numai bine. Hai că merg. Hai că nu-i rău. Haideți să nu. Și îmi place să o tai așa cubulețe. Să se ia. Au, mama. Uitați-o cum e. Treagă. Dacă nu aș fi pe mine. Opa! Opa! Brusc! Avem un cerșetor. N-ai voie piftie că e rece. Și deja ai roșu în gât. N-ai voie înghețată. Este divină. Termin de mâncare. Mai pot. Wow, ce ciufulite sunt. Acum mi-am desfăcut părul. Și mi-am dat seama să mă aranjez și eu înainte. Da, astăzi a fost o zi destul de... amestecată. V-am zis că a fost o zi amestecată. Am filmat, am editat, am pregătit clipul. Am avut niște probleme, dar mă rog, asta e mai puțin important. Treaba este că acum pe seara am zis că îmi fac așa o rutină din aia de pampering super extinsă și nu știu ce. Doar că m-a luat o durere de cap absolut înfiorătoare și încă mă doare capul și mă abțin cu greu să nu stau cu ochii închiși și că mă deranjează lumina asta. V-am mai spus eu că pe mine nu mă doare des capul, la modul să mă doară. Ca așa, dureri din astea am constant. Adică ceva, tensiunile astea musculare pe care le am din cauza vederii, astea la mine sunt constante, nu e nimic neobișnuit, dar... să mă doară capul, să simt așa că mă doare rău, rău capul, nu am avut niciodată. Și mi-am dat seama că strănutam. Am început să mă iau la întrecere cu Jimmy, care strănută mai mult, el s-a cam oprit. I-am dat și o pastiluță cu PSR și s-a mai oprit din strănutat. Dar am început eu. Și mă doare capul și mă ustură în gât. Și nu știu dacă mi-a dat el virusului, că și asta e posibil, sau cine știe ce am adunat, de pe unde am adunat, sau ce am făcut că... Ceea ce este că mă doare capul și îmi doresc foarte tare că de Crăciun să nu fiu cobză. Nu că aș face ceva foarte deosebit de Crăciun, dar totuși, știți, parcă nu mi-arde. Ce faci, Dimini? Hai la mami, hai la mama, puiul meu obositucea. Haide, mami. Nu vrei? Bine. Hai, stai lângă mami. S-a pus lângă picioarele mele. Nu vrea să-l mângâi, nu vrea să-l ating,
Da, vrea să stea lipit așa de mine. Îi place să stea lipit de mine și dacă nu sunt eu, să stea pe ceva de-al meu. Am văzut că s-a pus pe flanera aia mea mov sau pe halatul meu sau pe ceva ce cred că miroase a mine. Nu știu, vrea să stea așa. Și dacă, când doarme și azi noapte, a dormit toată noaptea lipit de mine. Și am dat drumul la, nu știu dacă auziți, dat drumul la ăla de făcut, la umidificatorul ăla. Pentru că e aerul foarte uscat. Mi-am dat seama că am și eu nasul foarte uscat și dacă el respira pe gură așa, încă atât mai mult îi face rău. Am dat drumul la umidificatorul ăla fără uleiuri, fără nimic în el, ci numai apă, să mai umezească puțin aerul pe aici, pentru că e foarte uscat de la căldură. Și da, poate mă ajută și pe mine, că și eu am nasul uscat și ochii uscați și poate mă ajută și pe mine. Nu mi-am mai făcut rutina mai extinsă de pampering, dar totuși am făcut o baie așa de vreo 20 de minute ca să, cu sare, ca să mai dau drumul la sinusuri, așa. Am început să mă uit la un film, documentar, nu știu cum să zic, despre Stutz. Despre Philip Stutz, este un psihiatru destul de celebru, dar n-am reușit să pătrund. E o stare bună în care să pot să fiu atentă. A început să mă prindă și pentru prima dată după foarte mult timp nu mai făceam și altceva în timp ce mă uitam la film. Pentru că am prins prost obicei pe care l-am deja de mulți ani, nu de acum, de a face în timp ce mă uit la filme sau la ceva, seriale sau orice, eu ori mă joc pe telefon, ori scriu texte, ori fac ceva. Și sunt atentă, adică dacă sunt engleză, spaniolă, n-am nicio problemă. Sunt atentă în română, sunt atentă, n-am nicio chestie, dar... asta se întâmplă de obicei când nu mă acaparează subiectul atât de tare, știți? Și aici chiar m-a acaparat subiectul, că era vorba de psihiatrie și de metodele lui, de că este psihiatru. Ca să nu știți, este psihiatru și vorbea despre metodele lui de terapie. Metodele pe care le folosește în terapie și tehnicile pe care le folosește în terapie pentru a ajuta pacienți. Pentru că el este un fel de terapeut mai atipic. Ups, asta a fost Gemini care a tușit. S-au strănutat. Hai, mami, hai și tu. Hai și tu, pusiu meu. Hai și tu, prințesa mea. Ăta copilul străzi numărul 2. Aia este copilul străzii numărul 2, care dormea sub centrală. Dormea și ea ghemuită sub centrală, că era... E o țeavă acolo și e caldă, într-adevăr. Iar a început concertul de strănuturi. Și stă acolo, în loc să vină acasă. Are momente când doarme în cele mai ciudate locuri și cele mai... bizare și mai aiurea locuri, când are atâta confort la dispoziție și poate să doarmă pe mine și peste tot. Jimmy, iubitul meu, mamă mie. În fine, revenind la Stutz, este, cum ziceam, un terapeut care folosește niște tehnici cumva atipice și merge cumva exact pe dos de terapia clasică. Și se pare că funcționează, na, și de asta eram interesată să văd de documentarul, dar v-am zis, nu mă puteam concentra. Și apropo de asta, cu uitatul și cu făcutul chestiilor în timp ce mă uit la filme, de-aia îmi place să mă duc la cinematograf, că acolo sunt cumva obligată, forțată să stau cu ochii în ecranul ăla mare, mare, mare și nu pot să stau pe telefon, știți, din nu știu, bun simț și din incomoditate de a sta pe telefon. În ecranul la uriaș în fața mea. Și de aia mă ajută. Nu mă sună cinematograf. Au, deci mă doare capul. Vreau să vă mai zic ceva, ce vreau să... A, da, veste bună. M-am urcat astăzi pe cântar la... Unde am fost azi cu Gemini? La ăla. Cum îl cheamă pe ăla? Da, așa am momente din astea când sunt așa. De aia vă zic că Alzheimer-ul e... El bate la ușă la mine, la veterinar, așa, că nu mai venea cuvântul ăla. Nu știu dacă de la Alzheimer sau de la dislexie, una din două, sau de la tâmpenie, sau de la durerea de cap, sau de la toate la unul. Și am fost și pentru că Gemini era foarte speriat și nu vroia deloc să se dezlipească de mine, să făcuse ghem,
Puteam să-l pun pe cântarul lor, dar a sugerat asistentul să mă urc eu cu el în brațe și facem diferența după. Și cântarul mi-a spus că situația nu e chiar atât de tragică cum îmi imaginam eu, cum știam eu de la Pebbles când m-am cântărit la... N-am cântarul meu, în caz că nu v-ați prins. Nu am cântarul meu, trebuie să-mi cumpăr neapărat. Mai un depinde de alții. Și situația, ci că n-ar fi chiar atât de tragică, mai ales că aveam două straturi de haine, aveam două rânduri de haine pe mine, că a fost recicuț când m-am dus dimineața încolo și m-am îmbrăcat mai bine și eram și încălțată și cu două rânduri de haine pe mine, n-aveam geacă pe mine, dar totuși două rânduri de haine. Adică, nu e chiar atât de tragică situația, dar e bine să-mi iau eu un cântar ca să fiu eu sigură. Și să monitorizăm treaba și să ne punem pe treabă din ianuarie. Din ianuarie, nu acum, din ianuarie. Mai ales că acum mă doare capul, poate iau și eu ceva cu pastilă ca să reușesc să adorm. Că dacă mă doare așa capul, s-ar putea să nu reușesc să adorm. Când am avut COVID, m-am trezit din cauza durerii de cap, apropo. Așa. Da, deci asta era o veste foarte bună și foarte importantă pentru mine. În rest, nimic deosebit. Piftia e genială, mi-a rămas în gândul la piftie. A, știți ce am mâncat în seara asta? După ce am mâncat piftie, mă rog, după ce am terminat de editat și toate cele, știți ce am mâncat în seara asta? Mi-am făcut cartofi copți cu salată de ceapă. Iarăși, da, pentru că mi-era poftă. Deci am atâta mâncare în casă și eu mănânc cartofi copți cu salată de ceapă. A fost chiar foarte bună. Și mi-a prins foarte bine. Și acum vă las. Pare rău dacă vlogul ăsta așa a fost boring și nesatisfăcător, dar v-am zis, a fost o zi cu chiar că cu de toate, deci chiar că cu de toate, până și cu durerea asta de cap și cu toate, chiar că cu de toate, așa că ne vedem mâine. Mâine teoretic am planuri de ieșit din casă și ar trebui să fie o zi relaxată pentru că am terminat cam cu totul, cu toate treburile. Nu că m-aș fi ambalat eu să fac prea multe, știți, adică n-am făcut nimic deosebit. În afară de niște piftie, n-am făcut nimic deosebit. Și da. Dar sunt la zi cu totul și mâine ar trebui să ieșim pe undeva, să vedem, facem niște chestii și... We shall see. See you tomorrow.